Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție Piața Victoriei. Vă spun, îmi pare bine să ne reauzim, pentru că, iată, suntem în preajma unui eveniment important pe care toată suflarea din țara noastră l-așteaptă, cred, cel puțin așa, din câte spun toți, îl așteaptă cu emoție, Ziua Națională. Mi s-a părut important să avem o discuție pe tema asta și să vedem ce anume, care sunt semnificațiile Zilei Naționale, ce mai înțelege generația tânără din asta și ce mai înseamnă să fii român în contextul în care știm destul de puține despre evenimentele care au precedat și au compus Marea Unire din 1918. Este o temă pe care vă invit să o analizăm împreună, alături de invitatul meu din această seară, domnul Daniel Cain, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene. Vă spun bună seara și bine ați venit. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Cain. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să... E un subiect complicat. E foarte clar că e mult de povestit aici și n-aș vrea să transformăm întâlnirea din seara asta neapărat într-o lecție de istorie, cât mai degrabă să vedem cam care credeți că este impactul acestor evenimente istorice asupra concetățenilor noștri, asupra elevilor, pentru că am senzația la un moment dat că discursul public, cel puțin de bună bucată de vreme încoace, s-a transformat așa într-o poezie triumfalistă prin care toate lucrurile s-au întâmplat în perioada în 1918, așa într-un ritm de dans și toată lumea a fost bucuroasă, am făcut sacrificii extraordinare, am realizat unirea și tot a fost minunat după aia. Mi se pare că dacă luăm la bani mărunți toate evenimentele astea, lucrurile nu stau chiar așa și simt nevoia cumva să vă propun să le așezăm cumva pe baze mai raționale, mai oneste, în așa fel încât elevii noștri, cel puțin, vă vorbesc din postura profesorului de istorie, să le înțeleagă așa cum au fost. Da, aveam această imagine simplificată la momentul trecerii Carpaților, treceți batalioane române Carpații, bătălia de la Mărășești, cam asta știe toată lumea și repede am făcut unirea. În primul rând, treceți batalioane române Carpați este un cântec care este post-factum, e după începând 1919-1920. Cântecele care se cântau în acea perioadă erau cu totul altele. Dar simplificând atât de mult acest eveniment, uităm lucrurile extrem de importante și am putea să înțelegem de fapt că multe din, haideți să le spunem, tiparele comportamentale, modul de a vedea lucrurile atunci, nu diferă foarte mult de modul în care noi privim lucrurile. Ceea ce lipsește, din punctul meu de vedere, este, haideți să-i spunem, o lipsă de empatie pentru acest eveniment, pentru că el este îmbrăcat, din păcate, de foarte mult, foarte mulți ani, într-o straie naționaliste, dar nu în sensul rău al cuvântului, dar mult, mult prea oficios. Nu privim la această experiență a societății românești în timpul Marelui Război ca la o experiență cu totul distinctă, pe baza căreia practic s-a așezat întregul eșafodaj al statului român actual, ci practic privim lucrul acesta doar ca o înșiruire de evenimente politice, de conflicte militare și cam atât. Practic uităm că în spatele acestui eșafodaj s-au aflat oameni. Oameni ca noi. Oameni care au trecut prin experiențe asemănătoare. Gândiți-vă, dacă tot trăim această experiență nedorită legată de apariția pandemiei de COVID-19, gândiți-vă cam în ce mod s-au schimbat, ne este mult mai ușor să înțelegem, în ce mod s-a schimbat existența fiecărei persoane în momentul în care Europa întreagă a fost cuprinsă de ceea ce noi numim astăzi Marele Război, acest război european care, în fine, ulterior s-a extins și pe alte continente. Noi aici avem, din acest punct de vedere, avem o mare dificultate. În primul rând, și dacă îmi permiteți, aș vrea să enunț câteva idei. În primul rând, avem această lipsă de empatie de pe care am menționat-o deja, pentru că noi ne raportăm la, mă refer la tânăra generație, care nu are un mod
facil de a empatiza cu evenimentele desfășurate acum 100 de ani. Adică evenimentele de acum 100 de ani, ca și evenimentele de, nu știu, din perioada medievală, sunt pierdute undeva în negura istoriei. Nu au puterea de a le înțelege și de a empatiza cu ele. De ce? Pentru un simplu motiv, că noi nu avem o... Sau sunt foarte puține familiile în care este păstrată memoria înaintașilor. Vorbim aici de... Hai să relaționez cu totul și totul diferit atunci când te vei duce într-un cimitir și vei găsi un mormânt al unui înaintaș de al tău și să știi care este povestea lui în timpul războiului. Și cu totul altfel vei înțelege ceea ce s-a întâmplat atunci, sau mai bine spus, nu vei înțelege ceea ce s-a întâmplat atunci, pentru că nu ai niciun element de percepție umană a evenimentelor de atunci. În condițiile în care, de foarte multe ori, momentele acestea festive nu reușesc să treacă dincolo de, cum să spun, puterea de înțelegere reală a oamenilor. Adică să ne... Ok, 1 decembrie toată lumea... Era de așteptat după 2 secole de mitologie națională, nu? Că practic lucrurile astea nu sunt de azi de ieri. Ideile astea legate de țărișoara noastră și de faptul că ne-am construit singuri o istorie care să ne ofere confortul mental, sigur că au contribuit din plin și mă tem că noi perpetuăm maniera asta de a preda istorie. În general, să știți că interesul pentru istorie a scăzut foarte mult în ultimii ani. Observ asta în rândul elevilor și cu atât mai mult interesul pentru evenimente precum participarea României la Primul Război Mondial și Marea Unire. Aș fi fost curios să vă întreb totuși că persistă încă în mentalul colectiv, persistă în rândul unor profesori de istorie, iată, sintagma că Marea Unire a fost visul de veacuri al românilor și mi se pare că dacă răsfoim puțin sursele istorice, s-ar putea să nu vedem lucrul ăsta. Din ce știu, conștiința națională există doar din secolul XIX. Încoace. Nu, adică și este invocat, iată, este invocată ideea asta că ideea asta de unitate e veche, de la daci, a fost confirmată în timpul lui Mihai Viteazu și iată și a găsit împlinirea în 1918. Nici vorbă de așa ceva. Absolut. Suntem într-o cu totul și cu totul altă paradigmă. Cine are curiozitatea să răsfoiască, mai ales că astăzi există baze de date digitale, să răsfoiască presa de acum 100 și ceva de ani, va avea foarte multe curiozități și lucruri interesante de observat, pentru că societatea românească în niciun caz nu era atât de monolit cum ne este ea prezentată în manualele de istorie și în multe dintre cărțile de istorie, pentru că lucrurile sunt cu mult mai nuanțate. Vorbim de o, și aici este iarăși un element extrem de important, vorbim de o percepție pe care noi o avem asupra evenimentelor din Primul Război Mondial prin prisma unei elite. De ce? Pentru că o realitate pe care trebuie să o rostim este că mare parte dintre soldații români erau analfabeți. Fiind neștiind să scrie, practic n-au lăsat foarte multe, n-au avut ce să lase în urmă. Așa încât, cu mici excepții, mărturiile pe care noi le cunoaștem despre experiența românească, societății românești, haideți să-i spunem așa, în timpul Primului Război Mondial, se datorează acestor intelectuali care ne-au lăsat o imagine, nu aș spune distorsionată, dar trecută totuși prin filtrul zilei de 1 decembrie 1918. De ce spun chestia aceasta? Pentru că, într-un fel, aceste rânduri sunt scrise în vara lui 1918, când România era o țară învinsă, semnase o pace separată cu puterile centrale și, într-un cu totul și cu totul alt mod, sunt percepute aceste evenimente după 1919. Lumea și închipuie că, practic, această unire care s-a făcut momentul 1 decembrie 1918, că a fost așa un fel de euforie națională. Nu, în primul rând, trebuie să țineți cont că țara era răvășită de război și, practic, vestea celor întâmplate la Alba Iulia a ajuns cu câteva zile întârziere la București. Cetatea de la București habar nu avea de ceea ce se întâmplă în Transilvania, pentru simplu motiv că nu aveau cum să sosească știrile mult mai repede decât se putea în condițiile date, ale unei societăți
distruse de aliune țări, pardon, distruse de un război întins pe durata 3 ani de zile. Da, este interesant aici. Aș fi vrut să vă întreb de pildă, că spuneați despre dificultățile cu care s-a confruntat România în perioada primului război mondial. Cât de pregătit a fost țara noastră să intre într-un război de epocă industrială? Bun, haideți să plecăm în primul rând de la faptul că în momentul, în vara lui 1916, când România a intrat în război, noi nu aveam experiență de luptă. Deci trecuseră 40 de ani de la războiul de independență, trecând peste acel faimos episod al celui de-al doilea război balcanic, care practic nu a fost o campanie militară, a fost mai mult o expediție militară, o călătorie de plăcere, soldată din păcate cu peste 1000 de victime provocate de epidemia de holeră, ceea ce a ridicat deja foarte multe semne de întrebare. Problema era în felul următor. În condițiile în care nu exista o industrie națională, noi eram dependenți de importuri, inclusiv în industria de armament. Au mai fost și niște accidente întâmplate în vara lui 1916, când au sărit în aer și pulberia de la Dudești, au mai fost niște explozii și la arsenalul armate. S-a discutat foarte mult în perioada respectivă dacă este vorba de o mână criminală sau nu. Practic, de aici vine toată dificultatea luării acestei decizii de a intra sau nu în război. Noi eram dependenți de aliații noștri. Ori aici ajung la un subiect extrem de sensibil. Experiența românească în primul război mondial nu trebuie privită doar ca o experiență locală. Noi imaginea, să-i spunem așa, imaginea istoriei noastre este a unui eveniment strict național, rupt oarecum de contextul european. Ori, intrarea României în război, întreaga campania României în Marele Război este direct legată de mersul evenimentelor pe celelalte fronturi. Și vorbim aici nu doar de frontul din vest, vorbim și de ceea ce ne interesa pe noi în mod special, frontul din Galiția și frontul de la Salonic. Și dacă în vara lui 1918 aliații noștri din 1916 nu ar fi reușit să obțină o victorie categorică împotriva Germaniei, de fapt, cu siguranță lucrurile ar fi arătat cu totul diferit. Într-un fel, îl privim astăzi pe Ionel Brătianu, ca artizan al României mari, și se invocă deseori cu foarte multă ușurință genul politic de care a dat dovadă, și într-un cu totul și totul alt mod ar fi fost perceput astăzi Ionel Brătianu dacă Antanta nu ar fi câștigat războiul. Păi în 1915 Ionel Brătianu era foarte convins că va obține Transilvania printr-o campanie militară de 15 zile. Da, pentru că marea problemă, și am invocat acest episod, al participării României la cel de-al doilea război balcanic. S-a creat atunci această iluzie că armata română este o armată foarte bine pregătită, că se tot invoca, și sună ca un paradox, se tot invoca în presa vremii și în discursul public, se invoca dorobanțul român. Ori noi suntem deja în momentul în care progresul tehnologic avansase extraordinar după 2 ani de război. Am avut această curiozitate să mă uit pe o parte din rapoartele trimise de atașații militari din capitalele unor state beligerante. Și eram foarte curios să văd exact ce gen de informații reușeau ei să obțină. Și câteodată existau și aceste informații. Am aflat că s-a inventat o foarfecă de tăiat sârmă ghimpată. Vă rog, documentați-mă și trimiteți-ne și nouă toată această specificație. Deci, pe scurt, singura șansă, și asta a fost și speranța autorităților române, a fost că România își va putea alege momentul în care să intre în război, astfel încât să obținem câștiguri maxime cu un efort minim și cu pierderi minime. Pentru că, cum arăta, noi am fost practic puși în situația în care să luptăm pe două fronturi. Aveam linia frontului românesc, era mai mare decât linia frontului care se întindea
dintre, pe câmpul de luptă dintre Imperiul Austro-Ungar și, și Imperiul Țarist. Deci. Da, dar ușurința și amaturismul cu care politicienii de la București au tratat intrarea României în război ne-a costat și am văzut asta foarte repede. Noi, obsesia asta pentru a obține Transilvania, a dus la masarea 65% din trupe pe linia frontului din Ardeal și doar 25% în Dobrogea, lucru care va duce la faimoasa înfrângere de la Tutucaia. Da, ați atins un subiect extrem de sensibil, pentru că noi suntem, din păcate, obișnuiți să celebrăm doar victoriile și să trecem cu, cu vederea înfrângere. Tutucaia nu prea se vorbește, în păcate, e un subiect pe care îl cunosc destul de bine și, din păcate, există această reticență a autorităților române de a se afișa în timpul ceremoniilor care sunt organizate de statul bulgar la Tutucaia, la monumentul ridicat acolo și întreținut de autoritățile române în perioada interbelică, când cadrilaterul făcea parte din componența statului român, există această, nu știu cum să-i spun, reținere, practic, de a vorbi despre înfrângere. Da, păi trebuie menționat, pentru că în preajma înfrângerii respective au fost episoade tragicomice cu comandanți care au fugit și și-au lăsat baltă soldații. Da, nu, problema, în fine, sunt foarte multe legende urbane despre Tutucaia. Lucrurile sunt extrem de simple. Vorbim aici de calitatea soldatului român. Erau foarte mulți rezerviști trimiși la Tutucaia, pentru că frontul din Dobrogea era considerat un front secundar și, oricum, dacă se ar fi întâmplat ceva, prezența soldaților ruși, cei 50.000 de soldați ruși, dintre care, de fapt, erau două divizii, dintre care una era de voluntari sârbi, foști soldați ai armatei austro-ungare căzut în prizonerat în Rusia, s-a considerat că prezența rușilor va stopa orice atac al bulgarilor, plecându-se de la această premisă total greșită că bulgarii nu vor îndrăzni să-i atace pe cei pe care i-au eliberat de sub stăpânirea otomană în 1877. Un lucru total eronat. Și discutăm aici de alte aspecte care, de asemenea, mi se pare extrem de interesante și sunt oarecum ignorate. Mă refer la calitatea informațiilor obținute, pe baza cărora putea să fie luată o decizie atât de importantă precum intrarea țării în război. Practic, noi am avut un nucleu decizional extrem, extrem de restrâns. Toată puterea era concentrată în mâinile lui Ionel Brătianu, care, pe lângă calitatea de președinte al Consiliului de Miniștri, era și ministru de război și era cel care, practic, purta și negocierile, deși existau negocierile diplomatice. Deși exista un ministru de externe, el era mai mult onorific, pentru că întreaga corespondență diplomatică, negocierile secrete, erau purtate strict de Ionel Brătianu, care era o persoană care dorea să dețină controlul asupra a orice însemna, cum să spun, putea influența sub o formă sau altul soarta țării, acum, datorită creșterii pe care a avut-o fiind fiul tatălui său, de la care considera că a moștenit nu doar un nume, ci și o țară. Brătianu era extrem de atent atunci când era vorba de modul în care istoria îl va judeca. Da, aș vrea să înțeleg totuși dacă nu sunt și lucruri, e foarte adevărat că analizând deciziile luate de politicienii de la București în timpul primului război mondial, de gafe sau, mă rog, episoade prin care armata română a trecut și n-a ieșit cu o imagine foarte bună, nu sunt totuși lucruri, personalități pe care să le putem desprinde din tabloul ăsta și să spunem, da, uite niște oameni care chiar au făcut ce trebuie și... Sunt, cum să nu, nu aș vrea acum să ducem totul, să bagatelizăm toată această experiență. A fost o traumă, în primul și îmi pare rău că nu prea se vorbește de lucrul acesta. Societatea, ca număr de victime și în rândul armatei și în rândul populației civile, primul război mondial de departe surclasează pierderile pe care România le-a suferit, un teritoriu mult mai mare în timpul celor de-al doilea război mondial. Și lucrurile acestea vin în primul rând ați menționat lipsa pregătirii militare.
E un aspect. Dar al doilea aspect, care este mult mai important pentru mine, a fost totala lipsă de prevedere. Au, să spunem, un plan B. Ce s-ar întâmpla în cazul în care ofensiva noastră nu merge așa cum ne-am propus? Pentru că aveam acest scenariu extrem de fantezist, să spunem, că în două săptămâni ne ajungeam, treceam Carpații și ajungeam până la Tisa, ca și cum nu ar fi existat niciun fel de împotrivire. Repet, în condițiile în care trupele puterilor centrale aveau totuși o experiență serioasă de luptă de 2 ani de zile. Și lucrul acesta s-a văzut imediat în momentul în care au trupele române intrate în Transilvania au trebuit să lupte împotriva unor trupe venite dislocate de pe frontul de vest. Marea problemă a fost evenimentele care s-au întâmplat în octombrie, noiembrie și decembrie 1916, când practic sub această presiune constantă a puterilor centrale, trupelor puterilor centrale, practic România a fost prinsă între două fronturi și strivită, a trebuit să fie luată această decizie extrem de dureroasă a evacuării autorităților, a evacuării a unei părți a populației în Moldova. Și atunci s-a văzut, practic, că au fost oameni care au murit cu zilele, din cauza lipsei de prevedere, pentru că, gândiți-vă că nu existau decât două rute de cale ferată. Două linii de cale ferată. Toată evacuarea s-a făcut în condiții ireale. A fost un pic de debandat. Sunteți foarte... Practic au fost evacuați în Moldova, inclusiv adolescenți care urmau să fie recrutați, în fine, erau faimoasele contingente 1920-21 și care practic au mărșăluit cu picioarele goale în condiții de ploaie și de zăpadă. Foarte mulți au murit pe drum până au ajuns la Iași. Este ceea ce se întâmplă în timpul, așa zisei, într-o primă fază, refacerea armatei române, când practic a izbucnit epidemia de tifos exantematic, pentru că nu a existat niciun fel de condiții sanitare. Lucrurile sunt cu mult mai nuanțate și mult mai ofertante pentru un istoric, pentru că am putea să discutăm și despre două alte aspecte. În primul rând, relația cu aliații noștri, pentru că este un lucru care, din păcate, se uită. Primul război mondial, și în cazul de față și campania românească, este un război de alianță. Noi invocăm aliații doar atunci când discutăm despre faptul că rușii nu au fost în stare să apere Dobrogea în 1916 și că aliații, respectiv trupele aliate de la Salonic, nu au reușit să țină trupele bulgare în șac și le-au permis să declanșeze ofensiva pe frontul din Dobrogea. Bun, dar există și un revers al medaliei. Faptul că fără aceste trupe rusești, noi nu am fi reușit să ținem frontul, că România ar fi ieșit din război încă din toamna anului 1916. Că s-a reușit această oprire a frontului pe cursul Siretului, a dat posibilitatea trupelor române să treacă prin această renaștere, într-adevăr, spectaculoasă. Cât de mult au contat aici ajutorul trimis de aliați prin misiunea condusă de generalul Henri Mathias Berthelot și discursul lui Ferdinand din martie 1917 la Răcăciuni? Au fost un element... Sunt elemente cruciale ale mersului campaniei din vara anului 1917. În primul rând că fără materialul tehnic trimis de statul francez, fără pregătirea și implicarea misiunii militare franceze, în fine, a existat și o misiune militară rusă, care a avut și ea rolul ei în reorganizarea frontului românesc. Dar fără această experiență de război pe care francezii au împărtășit-o aliaților lor români, lucrurile ar fi decurs cu totul altfel în campania din vara anului 1917. Iar acea declarație a regelui Ferdinand a fost practic elementul... Mobilizator pentru soldați. Da, catalizator, da. Pentru că războiul... Și am ajuns la un subiect extrem de sensibil. Războiul căpăta sens în acel moment. Pentru că soldatul, țăranul simplu, nu mai lupta pentru un concept, haideți să-i spunem, destul de abstract, patrie, în condițiile în care, v-am spus, foarte mulți dintre ei erau analfabeți, în afară de stagiu militar nu prea ieșeau din localitate, călătoreau prea puțin.
Ori în momentul în care, da, lupt ca să primesc pământ, ca să, să am cu ce să mă întrețin familia, da, atunci avea, avea sens. Sacrificiul lor, jertfa lor căpăta un sens. Da, regele Ferdinand, care l-a promis soldaților că după război le va fi acordat drept de vot universal și împroprietărire. Aș vrea să discutăm puțin și despre maniera în care s-a realizat unirea, pentru că vă spuneam la debutul întâlnirii noastre că lucrurile astea par cel puțin în manualele de istorie, par în sălile de clasă în prezent, par așa că lucrurile s-au întâmplat foarte simplu, s-a strâns lumea la Alba Iulia, au citit declarația de unire și totul a fost, la asta s-a rezumat totul. Aș vrea să vorbim puțin și despre opțiunile care existau în momentul respectiv, pentru că, uite, de pildă, în Transilvania, românii ardeleni, liderii mișcării naționale din Transilvania, au avut la dispoziție acolo câteva variante pe care le-au luat la un moment dat în calcul. Nu pot să nu amintesc că încă dinainte de primul război mondial, în 1906, Aurel C. Popovici publica o carte intitulată Statele Unite ale Austriei Mari, în care vedea Transilvania având un rol în cadrul unei Austrii federale. De asemenea, lucrurile astea au mai fost vehiculate și ulterior în preajma lui 1918 și aș vrea să știu cât de mult au cântărit în ecuația asta a unirii cu România. Ați atins un subiect extrem de sensibil, pentru că impresia generală este aceea că, practic, în momentul în care trupele române au trecut Carpați, întreaga suflare din Transilvania aștepta acest lucru. Practic, să se unească cu regatul României. Lucru eronat, să spunem așa. Acest eveniment trebuie privit cu mult mai multe nuanțe. Există un element extrem de interesant, care din păcate este prea puțin adus în discuție, și mă refer la faptul că în momentul, în vara anului 1916, când trupele române au trecut Carpații, autoritățile române nu aveau niciun fel de idee despre cum ar fi arătat România Mare, pentru că experiența administrativă a României, a regatului român la acel moment, se rezuma strict la Dobrogea. Dobrogea, care a avut un statut cu totul special. Și aici discutăm despre modelul centralist, să spunem, al guvernului de la București, care decide, și regimul federalist, să spunem așa. Ori lucrurile acestea s-au văzut și ulterior în modul în care administrația românească a reușit într-o măsură mai mare sau mai mică să gestioneze haideți să spunem teritoriile care au devenit parte integrantă din regatul român. Da, trebuie spus că liderii mișcării naționale din Transilvania nici nu aveau foarte multă încredere în politicienii de la București, nu? Da, da, da. Și că reflexele și metehnele lor cumva erau bine cunoscute. Da, gândiți-vă că făceau parte dintr-un... Fuseseră născuți și crescuseră toată viața lor, s-a petrecut sub o administrație imperială și brusc, dintr-o dată, au fost nevoiți să iau cu totul și totul altă decizie, pentru simplu motiv că lumea la sfârșitul anului 1918 arăta cu totul diferit. Istoria, să spunem că nu mai avea răbdare, că în momentul în care Bulgaria a capitulat, Turcia a capitulat, Austro-Ungaria a capitulat la 3 noiembrie 1918, practic s-a produs această implozie a Imperiului Austro-Ungar, în condițiile în care, cu un an de zile înainte, se produsese și implozia Imperiului Țarist. Și, practic, trebuia luat o decizie extrem de rapidă, în condițiile în care, neavând de a face cu un teritoriu în care exista o populație omogenă, majoritară, ci un teritoriu în care existau numeroase minorități, fiecare cu propriul, să spunem, program național, dacă s-ar mai fi pierdut foarte mult timp, riscau ca teritoriile, o parte din teritoriile locuite de etnici români, de exemplu, să ajungă să facă parte din teritoriul altor republici care au fost fondate în anii 1918-1919. Unele dintre ele au avut o existență efemeră, da. Da, cu alte cuvinte, Marea Unire, practic, s-a înfăptuit și pentru faptul că am avut un mare noroc, nu? Vorba lui Petre Pecar. Da, și un mare noroc, și a contat foarte mult și prezența militară, pentru că unele decizii au fost luate și
sau au căpătat greutate datorită prezenței militare la momentul oportun. Iar aici un rol extrem de important l-a avut generalul Bertlope, pe care l-ați menționat, pentru că el este cel care intră împreună cu trupele armatei de la Dunăre, asta era titulatura, la începutul lui noiembrie trec Dunărea și practic guvernează Muntenia câteva zile până când autoritățile române în frunte cu familia regală se întorc într-un București, haide să spunem, în sărbătoare, tot în aceea zi de 1 decembrie 1918, pentru că noi avem două evenimente importante în această zi. O dată este adunarea de la Alba Iulia și în același timp este reîntoarcerea autorităților române și a familiei regale în București după un an și aproape 2 ani de pribegie. Aș vrea să vorbim puțin și despre recunoașterea internațională a Marii Uniri, pentru că, de asemenea, trebuie să punctăm faptul că Marea Unire nu s-a terminat pe 1 decembrie. A fost o luptă asiduă. Lupta s-a mutat în plan diplomatic, iar discuțiile au continuat într-o notă așa foarte ridicată în cadrul lucrărilor conferinței de pace de la Paris. Și ar fi interesant aici de văzut cât am reușit noi să convingem reprezentanții marilor puteri de justețea și legitimitatea revendicărilor noastre și cât a fost, cum să spun, cât a fost noroc, cât a fost așa un rezultatul unor negocieri mai degrabă. Da, atins iarăși un subiect sensibil, pentru simplu motiv că ordinea internațională se schimbă fie prin legitimitate, fie prin forță. Deci, practic, deciziile luate la Alba Iulia, la Cernăuți, trebuiau validate pe scena internațională. A fost un proces foarte, să spun, foarte anevoios. Pentru simplu motiv că trebuiau nivelat aceste asperități care existau între intransigența autorităților române, în cazul de față premierul Ionel Brătianu, și realitățile din cancelariile europene. Exista o lipsă de empatie, să spun așa, între viziunea lui Brătianu și modul în care delegații reuniți la Paris își doreau să arate granițele Europei, mai ales într-un an extrem de important, în 1919, când exista acel risc extrem de vizibil al răspândirii mișcării socialiste și a revoluției rusești în întreaga societate europeană. Da, da, de altminteri, Brătianu a fost destul de încăpățânat la Paris și mai ales atunci când a venit vorba despre semnarea acelui tratat privind minoritățile. A preferat să-și dea demisia și să plece, să provoace o criză guvernamentală și, practic, acordul respectiv, tratatul de la Trianon, este încheiat în mandatul succesorului său, transilvanian Alexandru Vaida Voievod. În regulă. Bun, una peste alta, cred că am reușit să extragem cumva câteva elemente care să așeze evenimentele care au compus Marea Unire și participarea României în primul război mondial pe baze cumva mai raționale. Dacă ar fi cumva, nu știu, dacă vă gândiți să le transmiteți elevilor două idei principale legate de acest eveniment istoric, pentru că spuneați, ați început foarte bine discuția noastră cu lipsa de empatie a tinerei generații față de acest eveniment istoric. Ce ar trebui să rețină? Două lucruri care ar trebui să le rămână în minte. În primul rând că cei care au căzut atunci erau oameni ca și noi. Aveau aceleași gânduri, erau puși în mișcare de, să spunem, aceleași idei, de aceleași nevoi. Deci nu este o lume abstractă care s-a întâmplat undeva, cândva și fără niciun fel de conexiune cu noi. Iar mândria de a fi român mai poate invoca argumentul istoric sau ar trebui să ne gândim cumva la altceva, poate la valori mai apropiate de prezent? Ar trebui totuși să depășim acest spațiu încorsetat în care totul este filtrat prin prisma interesului național și a decuplării, practic, de ceea ce se întâmplă în spațiul european.
În regulă. Domnule Daniel Cain, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio în seara asta. Dragi prieteni, vă salut și ne reauzim săptămâna viitoare. O să revenim. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.